În județul Gorj nu au existat astfel de cazuri, însă mămicile care folosesc în alimentația copiilor apă de la robinet sau fântâni trebuie să fie extrem de precaute. Pentru mamele care nu pot să asigure surse naturale, deci prin lactație vegetală, pare la piept, cu lapte deci, de la piept semi-natural și le prepară lapte praf, să folosească apă plată sau să fie dintr-o sursă autorizată de care să fie sigură că nu este apă contaminată. În acest fel sunt eliminate din start toate complicațiile posibile. În al doilea rând, apa ar trebui să fie fiartă și răcită. Prin fierbere fiind distruse tot felul de viruse, microorganisme sau ceva ce ar putea să infesteze acea apă și care în alimentația unui copil, a unui sugar, având mecanismele imunitare neformate încă și o imunitate scăzută, ar putea să producă, cum au fost cazurile expusele noastre, decese a celor copii. În același timp, mamele trebuie să știe că sursele de apă din județul Gorj sunt monitorizate, însă numai cele autorizate. Fântânile din gospodării nu reprezintă o sursă de apă autorizată. Există în fiecare lună acțiuni de monitorizare a instalațiilor de apă din localitățile cu surse autorizate. De asemenea, în aceste instalații centrale de alimentare cu apă potabilă pentru județul Gorj au corespuns examenelor bacteriologice prin parametri analizați, ne referim la examenul bacteriologic bacterii coliforme, Escherichia coli, enterococi, în special un set de analize universal valabil pentru prevenirea epidemiilor hidrice. Boala apare din cauza consumului de apă contaminată, de carne insuficient fiartă, de lapte preparat incorrect sau de legume și fructe crude contaminate. Medicii recomandă ca fructele și legumele date copiilor să fie spălate bine, iar carnea și laptele să fie fierte la peste 100 de grade.